Bisericile din municipiul Târgu Jiu se află în atenția reprezentanților primăriei în această perioadă, pentru că mai sunt doar 2 săptămâni până la sărbătoarea Paștelui. Conducerea primăriei vrea ca totul să fie în ordine pentru noaptea de înviere. Drept urmare, funcționarii publici merg din biserică în biserică și discută cu preoții. De fiecare dată, înainte de o sărbătoare mare, noi avem grijă să le punem la dispoziție toate cele necesare, plecând de la curățenie care este asigurată în permanență până la un iluminat public corespunzător în zonă și, bineînțeles, tot ce mai ține de detaliile care privesc slujba de Paști. Deși reprezentanții municipalității vor să asigure condițiile minime unei bune desfășurări a slujbei de Paște, preoții au deschis o listă întreagă a problemelor cu care se confruntă. Recondiționarea fațadei exterioare a bisericilor sau problema porumbeilor care deteriorează picturile sunt chestiuni care ar trebui rezolvate cât mai repede, după cum spun fețele bisericești. Cea mai stringentă este aceea a reparațiilor exterioare la catedrală. Noi chiar am făcut apel la primărie pentru a obține un ajutor bănesc în vederea reparării Sfântei Biserici. Oricare dintre cetățeni poate vedea starea bisericii, care este înrăutățită și de prezența acestor porumbei. Sigur, ei sunt nevinovați, dar prezența lor s-a mulțit foarte mult și ne dăunează bisericii. Întrucât problemele cu care se confruntă nu se pot rezolva până la Paște, preoții speră ca începând cu luna viitoare să primească ajutoare bănești din partea primăriei pentru a demara lucrările de reabilitare a bisericilor.